Nu se reale. Am mai încercat să filmez, dar inteligența mea foarte, foarte experimentată. Deci eu filmam totul fără să mi se audă microfonul. Deci era microfonul oprit. În fine, așa. Am reușit să rezolv și problema asta. Încep cu video tutorialul. Păi, ați văzut la CS, unii poate au FPS-ul 60, 20, 30, 50, 70. În fine, acest tutorial o să vă ajute să faceți FPS-ul până la 99-100. Ca să faceți acest lucru, aveți nevoie, cred că, de maxim 1 giga și cam atât. Ok, dăm click dreapta în Nvidia Control Panel. O să vă zic de acum că merge numai cu placă Nvidia, deci la celelalte, nu știu, nu garantez. Cine are placă Nvidia, o să fie tot ok. Aici, voi o să aveți, cred că, una din astea două, Let the 3D application decide, sau use the, nu știu ce. Bine, dați pe use my performance, aplici la performance aici, dați un click și o să aveți pe undeva ori la jumate, ori la quality, băgați la performance, foarte, foarte important. Dăm apply, ok, apoi la manage 3D setting, aici, așa, aici puneți, foarte important, puneți o pauză, să vedeți cum sunt aceste setări făcute, după apply, așteptați să vi se încarce, așa. Program setting. Aici. Aici depinde și de jocul care îl aveți sau, mă rog, programul, nu știu. Uitați, de exemplu, la Microsoft Internet Explorer, la Launch, la Help, mă rog. Băgați aici CS-ul, ADD și căutați unde este CS-ul. Cam atât, nu cred că e ceva complicat, lucruri simple, dar folositoare. Bine, cam atât cu acest tutorial. Lăsați un like, com, share, subscribe. Prin com, dacă vreți un alt tutorial, dacă acesta nu a ieșit bine, sau vreți unul nou, legat de, nu știu, de Minecraft, de Sam, de orice, ziceți-mi în comentarii și o să fac asta pentru voi. Cam atât. Salut!